La școală și acasă citești texte narrative literare. Știi însă care este diferența dintre autor și narator? Pentru a afla care este rolul autorului și cel al naratorului, să citim un text narrativ literar. Au sosit cocorii de Cezar Petrescu. Într-o seară de primăvară s-a auzit în înălțimile albastre tânguirea ostenită a cocorilor. Soseau din depărtările cu lumină în această adevărată țară a lor. Aici își clocesc ouăle și își cresc puii. Stolul se rotea deasupra locurilor vechi și cunoscute. Iarba prinsese colț fraged și nou. Livezile se împodobeau cu flori albe. După un timp, cel mai bătrân dintre cocori a grăit către cei mai tineri. Pe oamenii aceștia îi cunosc. Mâine vor scoate plugurile, pe urmă vor arunca sămânță în brazdă. Iarăși vor fi holde de grâu. Iar vor durui morile. Să ne alegem un loc aici? Într-un târziu, stolul s-a lăsat la pământ. Cocorii își strângeau aripile cu foșnet de mătase veche. Cine este autorul textului narrativ literar Au sosit cocorii? Autorul acestui text narrativ literar este Cezar Petrescu. A trăit între anii 1892 și 1961. Am aflat cine este autorul acestui text. Urmează să răspundem la întrebarea cine este naratorul în textul narativ literar Au sosit cocorii și apoi să ilustrăm împreună rolul naratorului în acest text. Naratorul este vocea care povestește. Această voce este imaginată de către autor. Naratorul din acest text știe ce gândesc și spun cocorii. Cu siguranță ai observat că pe lângă vocea naratorului, în text există și vocea personajului, cocorul cel mai bătrân. Naratorul povestește succesiunea întâmplărilor. Sosirea cocorilor, rotirea stolului, recunoașterea locului de către cocorul cel mai bătrân și coborârea stolului la pământ. Naratorul precizează și timpul desfășurării întâmplărilor, într-o seară de primăvară. Un alt rol al naratorului este de a preciza și descrie locul desfășurării întâmplărilor. Citez. Stolul se rotea deasupra locurilor vechi și cunoscute. Iarba prinsese colț fraged și nou. Livezile se împodobeau cu flori albe. Observăm că naratorul redă și cuvintele personajului. Citez. După un timp, cel mai bătrân dintre cocori a grăit către cei mai tineri. Pe oamenii aceștia îi cunosc. Mâine vor scoate plugurile, pe urmă vor arunca sămânță în brazdă. Iarăși vor fi holde de grâu. Iar vor durui morile. Să ne alegem un loc aici. Este autorul aceeași persoană cu naratorul? Pe baza celor observate în textul Au sosit cocorii, putem afirma că autorul și naratorul nu sunt aceeași persoană. Autorul este o persoană reală, cel care a scris textul. Naratorul este imaginat de către autor. Acum, suntem în măsură să răspundem și la întrebarea ce rol are naratorul în general într-un text narrativ literar. În orice text narrativ literar, naratorul povestește întâmplările în succesiunea lor, precizează și descrie timpul și locul acțiunii și redă ceea ce spun personajele. Așadar, autorul aparține lumii reale.
El este cel care imaginează o lume ficțională pe care o cuprinde sau o redă într-un text narativ literar. Acest text narativ literar se numește operă literară sau creație literară. Spre deosebire de autor care are o identitate reală, naratorul aparține lumii textului sau lumii ficționale și nu are o identitate reală. Te-ai întrebat ce legătură poate exista între cititor și narator? Ori de câte ori citești un text narativ literar, tu dai voce naratorului din text. Iată ce puteri magice are vocea ta de cititor!